chiar de la începutul închinării, m-am bucurat să aud gândul care l-a avut și Călin și văd în asta o legătură a Duhului în ceea ce vrea să ne comunice în această dimineață. El spunea că fiecare situație din viața noastră și fiecare zi în viața noastră, oricare ar fi situația prin care trecem, Dumnezeu are un singur scop ca să ni se reveleze. Dumnezeu are un singur scop ca să ni se arate cum este El, să descoperim o nouă parte a Lui. Și într-un fel sau altul, tocmai asta este ideea și asta este gândul care vreau să-l împărtășesc cu voi în această dimineață. Și m-am frământat mult înainte să aduc mesajul acesta, dar la un moment dat, în interiorul meu s-a născut o întrebare care era tot mai accentuată și spunea așa: cine este acesta? Cine este El? Cine este El? Cine este El? Cine este Iisus? Cine este Dumnezeu? Și imediat gândul mi s-a dus la mai multe pasaje din Scriptură și în momentele care vor urma o să și citesc câteva pasaje, dar dragilor, vreau să încep de la ideea aceasta, că dacă în acest moment biserica are nevoie de ceva, are nevoie de un duh de revelație, are nevoie de un duh de înțelepciune în cunoașterea Lui, în cunoașterea Lui, în cunoașterea Lui Iisus. Dacă biserica are nevoie în acest moment de ceva, acel lucru este un duh de revelație, ca să-L cunoască pe El, ca să-L cunoască pe Iisus Hristos. Și vreau să citesc din Efeseni, din capitolul 1, începând cu versetul 15. Este un pasaj din Scriptură și o rugăciune a lui Pavel, care este și rugăciunea mea de o bucată de vreme. Ori de câte ori stau înaintea lui Dumnezeu, mă rog asta: Doamne, vreau și eu un duh de revelație, un duh de descoperire, un duh de înțelepciune, ca să-L cunosc pe Hristos. Versetul 15 din Efeseni, capitolul 1, spune așa: de aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus, care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru, Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire sau de revelație în cunoașterea Lui, și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tării Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți, L-a pus așa de la dreapta Sa, în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice drăgătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în veacul viitor. El i-a pus totul sub picioarele Lui. L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Pavel se adresează efesenilor, se adresează credincioșilor, se adresează celor care L-au primit pe Iisus în viața lor. Celor care deja, putem să spunem noi, că Îl cunoșteau pe Hristos. Și poate la prima vedere ne întrebăm: oare de ce e așa importantă rugăciunea aceasta care Pavel a ales și vrea neapărat să o facă pentru cei din Efes? Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Adică cum? Efesenii care L-au primit pe Hristos încă nu-L cunoșteau pe Hristos. Încă nu-L cunoșteau pe El. Dar, dragilor, este cu mult mai mult. Și acceptarea noastră a celor care
am făcut legământ cu Iisus Hristos. Acceptarea noastră, credința noastră în El, acceptarea jertfei Lui, este doar pasul care l-am făcut din moarte spre viață. Și acum viața ne stă înaintea noastră. Și este imperios necesar ca în viața care ne stă înainte să începem să-L cunoaștem zilnic, să-L cunoaștem zilnic pe Hristos. Asta este dorința lui Pavel și asta este dorința lui Dumnezeu, ca să-L cunoaștem, să primim acest duh de revelație și în fiecare zi să-L cunoaștem, să-L cunoaștem mai mult, să-L cunoaștem mai mult, să-L cunoaștem mai mult pe Hristos. În versetul 18 și în versetul 19 ne spune care este să ne lumineze, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui și care este bogăția slabei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Dumnezeu vrea să ne dea un duh de înțelepciune, să ne deschidă ochii inimii ca să cunoaștem chemarea, care este nădejdea chemării Lui, ca să cunoaștem cine suntem noi, adică moștenirea Lui Dumnezeu suntem noi, și să cunoaștem care este puterea Lui față de noi, într-un mod continuu. Așa cum aminteam, nevoia bisericii la momentul acesta, cred că este să primească un duh de revelație, un duh de descoperire în cunoașterea Lui, în cunoașterea Lui. Mă întreb oare dacă L-am cunoaște pe Hristos și cred că asta de fapt este rădăcina vieții noastre de credință. Dacă L-am cunoaște pe Hristos, dacă am crește în această cunoștință, multe lucruri, multe, multe, o sumedenie de lucruri din viața noastră, chiar păcate, ar dispărea. Pentru că ceea ce ne face să trăim într-un anumit fel este modul cum îl cunoaștem pe Hristos, modul cum îl cunoaștem pe El. Și ca și biserică, văd lucrul acesta și mă doare foarte mult când văd oameni atât de indiferenți. Și mulți poate înțelegem viața de credință, o acceptare doar a lui Hristos în viața noastră. Am spus odată un da. Ne-am asigurat un loc. Suntem acum mântuiți și acum nu mai contează prea mult ce urmează. Dar tocmai ce urmează este cel mai important. Așa cum am zis, pasul credinței și acceptării lui Hristos este doar primul pas. Dar viața ne stă înainte. Vreau să ne ducem cu gândul și cred că Dumnezeu vrea să restaureze uimirea noastră, vrea să restaureze admirația noastră pentru El, pentru cine este El în biserică. Vrea să ne deschidă ochii inimii ca să înțelegem într-adevăr cine este El. Chiar din Geneza sau dacă citim din Ioan, din capitolul 1, ne spune că la început a fost Dumnezeu. Înainte să fie existat orice altceva, a fost Dumnezeu, a fost Elohim, a fost Tatăl, a fost Fiul, a fost Duhul Sfânt. Înainte să fie existat ceva, a fost El. Dacă ne putem imagina lucrul acesta, poate milioane de ani înainte ca noi să existăm, din veșnicie, a fost El. Știu că noi suntem ființe care am crescut, ne-am născut, suntem încadrați în timp, în spațiu, totul are un început, totul are un sfârșit și nu putem concepe faptul că ca ceva să nu aibă un început și ceva să nu aibă un sfârșit, dar tocmai ăsta este Dumnezeul nostru, fără început, fără sfârșit. Nu putem concepe cu mintea noastră limitată.
înainte ca să fi fost orice altceva, a fost Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Și exista și există această relație de dragoste, dragostea de Tată pentru Fiul Său, exprimată pentru veșnicie. A fost această relație de dragoste între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar la un moment dat, acest Dumnezeu a decis ca să mă creeze pe mine și să te creeze pe tine, să creeze acest univers, să creeze lucrurile văzute și cele nevăzute. Toate s-au făcut prin El, prin Iisus Hristos. Vreau să ne ducem cu gândul și să putem prinde o frântură din cine este Dumnezeul acesta, pentru ca să recăpătăm uimirea și admirația noastră față de Dumnezeul nostru. Poate ne-am pierdut de-a lungul vremii. Ne-au prins multe alte lucruri inferioare, mult, mult, mult inferioare lui Dumnezeu și lui Iisus Hristos. Ne-au prins și ne-au capturat atenția noastră. Și ochii noștri s-au luat de pe Dumnezeu. Și am ajuns să nu mai dăm valoare, am ajuns să îl tratăm pe Dumnezeu ca pe orice altceva. Biserică, unde este uimirea ta față de Dumnezeul tău? Unde este admirația ta față de Iisus Hristos? Oare cum îl vezi tu pe Iisus? Cine este El pentru tine? Cine este El pentru tine? Acest Dumnezeu care spune cuvântul lui Dumnezeu că cerul cerurilor nu-L poate cuprinde. Cerul cerurilor nu-L poate cuprinde. Atot știutor, fără început, fără sfârșit. Dumnezeu plin de glorie, de slavă, Dumnezeu Sfânt. Dumnezeu Sfânt. Și noi când ne gândim la sfințenie, ne gândim doar la partea aceasta separat de orice este rău, separat de păcat. Dar semnificația primordială este că El este cu totul deosebit de orice altceva. El este cu totul pus deoparte de orice altceva. Acest Dumnezeu glorios, ni se spune în Psalmul 113, Psalmul 113 cu versetul 5 și 6 spune așa: cine este ca Dumnezeul nostru care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. Dar în multe alte traduceri spune: El se smerește și se pleacă să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. Dumnezeul acesta care este atât de mare, atât de măreț, încât se pleacă ca să vadă ce este în ceruri, ce se face în ceruri, ce se face în univers, se pleacă ca să vadă ce se face pe pământ, se smerește ca să se uite, care se smerește să se uite în acest univers, în acest oraș, poate la tine, în camera unde ești tu, în locul unde ești tu. Se apleacă, se smerește. Dumnezeul prea înalt se uită la tine și vrea să-ți transmit un mesaj că te iubesc. Tu poți să-ți imaginezi că Dumnezeul necuprins se smerește, se pleacă, vrea să se uite în ochii tăi și să spună că te iubesc. Cine este Dumnezeu? Cine este El pentru tine? Cine este Iisus Hristos pentru tine? Cine este El pentru tine? Acest Dumnezeu fără început, fără sfârșit, care există și este din veșnicie în veșnicie. La un moment dat,
la un moment dat, pentru că a văzut că omenirea și oamenii se zbat neavând nicio ieșire din starea în care se află și din starea de moarte. Acest Dumnezeu necuprins a decis să se smerească și să ia chip de om. Și a început dintr-o sămânță în pântecele Mariei. A crescut ca un plod, apoi ca un copil. A venit ca un copil plăpând și vulnerabil. A fost om dintre oameni. Acest Dumnezeu necuprins s-a smerit și s-a făcut om. Pentru că a vrut să-mi aducă mie și să-ți aducă ție soluția și să mă scoată din starea în care mă aflu. S-a făcut om, a trăit o viață de ascultare față de Tatăl, a împlinit voia Tatălui. Și viața Lui, dragilor, și este foarte esențial să înțelegem că Dumnezeul acesta necuprins s-a făcut om. A fost om, 100% om. Și ăsta e un adevăr care trebuie să-l înțelegem bine și trebuie să îl lăsăm să pătrundă în ființa noastră. Da, El a fost tot timpul Dumnezeu și a fost tot timpul Dumnezeu, n-a încetat să fie Dumnezeu, dar El a fost om. Și vreau să ne gândim la lucrul acesta. Dar de ce a venit ca și om? În primul rând a venit ca să ne rezolve problema noastră a păcatului și să ne scoată din moarte la viață. Dar a mai venit ca să facă ceva, ca să fie un model pentru noi. Și lucrul acesta poate mulți dintre noi nu ne gândim și nu îi dăm atenție. El a fost Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. S-a făcut om, 100% om. Și toată viața Lui și toată lucrarea care a făcut-o, inclusiv toate minunile Lui, a deschis ochii orbilor, a înviat morții, a vindecat leproșii. Toată lucrarea Lui, toate minunile care le-a făcut, a fost ca și om umplut de Duhul lui Dumnezeu. Și adevărul acesta este foarte important să-l înțelegem. Iisus Hristos, toată viața care a trăit-o și toată lucrarea Lui, a făcut-o ca și om, omul Iisus Hristos, plin de Duhul lui Dumnezeu și într-o relație perfectă cu Tatăl. Pentru ca să ne traseze un model, pentru ca să-mi dea mie și ție, să-ți dea speranță că se poate trăi cum a trăit Iisus, să mă invite să trăiesc ca și El, pentru că aceeași putere care a fost peste El, același Duh care a fost peste El, este astăzi și peste mine, trăiește astăzi și în mine. Aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți, este astăzi și în mine și da, El mă invită să trăiesc viața care a trăit-o El, să fac lucrurile care le-a făcut El. Dacă El ar fi făcut toate minunile cu puterea de Dumnezeu, alea n-ar mai fi fost minuni, pentru că pentru Dumnezeu nu există minuni. La El totul este natural, la El totul este supranatural. Dar Iisus Hristos, așa cum ne spune și în Faptele Apostolilor, în capitolul 10, 38, versetul, ne spune așa: Dumnezeu a uns pe Iisus din Nazaret cu Duhul Sfânt și putere, care umbla din loc în loc să facă bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Dumnezeu a uns pe Iisus din Nazaret. Și gândiți-vă la asta, Dumnezeu n-avea, dacă Iisus ar fi făcut lucrurile acestea ca și Dumnezeu, Iisus fiind Dumnezeu, n-avea nevoie să fie uns. Dar El a făcut lucrurile acestea ca și om, omul Iisus, plin de Duhul Sfânt, uns de Duhul Sfânt și de puterea lui Dumnezeu ca să facă lucrările acestea. Vreau să rețineți adevărul acesta. Dumnezeu s-a făcut 100% om, tocmai ca să-mi traseze mie un model și ție un model, ca să-mi ia orice fel de scuză care o pot aduce și să-mi spună, da,
și tu, cel care te-am născut din nou, care am lăsat Duhul meu cel sfânt în tine, și tu poți să trăiești ca și mine. Și tu poți să faci lucrările care le-am făcut eu. Și acum, acest om, Iisus Hristos, și îmi place foarte mult că Iisus Hristos a luat pentru veșnicie chipul unui om. Și acum, la dreapta lui Dumnezeu, este omul Iisus Hristos proslăvit. Da, El este omul, cel a cărui ochi sunt ca para focului, care privește spre tine. Este Iisus Hristos, care stă la dreapta Tatălui. Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, care mijlocește, spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, care mijlocește acum pentru sfinți, pentru credincioși, pentru mine și pentru tine. Gândește-te, El a venit, s-a smerit, a luat chip de om. M-a luat de mână, m-a scos din moarte, m-a dus la viață. Mi-a dat Duhul lui cel Sfânt ca să trăiesc, să-L urmez, să pășesc după urmele Lui. Și acum a plecat în ceruri și mijlocește pentru mine. O, mi se umple inima de bucurie când știu că am pe Marele Preot, omul Iisus Hristos, care acum și în aceste momente mijlocește pentru mine, orice, în orice situație te-ai afla. Să știi că Marele Preot, chiar și în aceste momente, mijlocește pentru tine. Mijlocește pentru tine. Chiar în mâinile Lui, perforate, scrie numele tău și îl aduce înaintea Tatălui, înaintea tronului. Tată, pentru El am plătit un preț. Tată, îl iubesc. Numele tău este adus de Marele Preot, de Iisus Hristos, înaintea Tatălui. Acest Dumnezeu măreț, glorios, s-a smerit, a venit și s-a făcut om, unul dintre noi. A umblat printre noi, plin de har și de adevăr. Ne-a trasat un model. El este campionul, El este eroul nostru. Și acum a mers în glorie. Și suntem, spune cuvântul lui Dumnezeu tot în Efeseni, acum noi suntem așezați împreună cu Hristos în locurile cerești. Aleluia! Aleluia! Dragilor, cred că este vremea ca biserica să-și recapete uimirea, admirația, închinarea pasionată pentru Dumnezeu, pentru Iisus Hristos. Cine este El pentru tine? Și acum mă gândesc la un pasaj din Scriptură în care Iisus Hristos, înconjurat de ucenicii Lui, întreabă la un moment dat: cine spun oamenii că sunt eu? Pe ce auziți despre mine în stânga și în dreapta? Cine spun oamenii că sunt eu? Și ucenicii spun, păi, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că unul din proroci, pentru că se uită la tine și văd semnele care le faci. Și apoi întrebarea se duce direct, o întrebare directă din partea lui Iisus. Dar tu, dar voi, cine ziceți că sunt? Dar tu, cine zici că sunt eu? Te întreabă Iisus. Și atunci Petru îi dea acest răspuns, spune: Tu ești Hristosul, adică unsul lui Dumnezeu. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus îi spune imediat: Petre, îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-o vor birui. Tu ești Petru și pe această revelație care ai primit-o, că nu carnea și sângele ți-au spus lucrul acesta și nu tu, nu mintea ta iscusită, nu tu poți
să spui cine este El. Nu, nu tu poți să primești această revelație, ci Duhul lui Dumnezeu, ci Tatăl care este în ceruri îți poate descoperi personal cine este El. Și numai aia te transformă. Iisus îi spune, Petre, nu carnea și sângele ți-au spus, ci Tatăl care este în ceruri ți-a descoperit. Și tu ești Petru. Acum vreau să spun cine ești tu. Tu ești Petru, tu ești o stâncă. Și pe această revelație care ai primit-o, voi zidi biserica mea. Că El este unsul trimisul lui Dumnezeu. De aceea vreau să spun, fiecare din voi, nu putem învăța lucruri care să ne transforme. Adică, putem învăța doar lucruri despre Hristos, despre Dumnezeu, putem citi, putem auzi într-o parte și în alta, dar numai ceea ce Dumnezeu ne vorbește personal, numai ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne vorbește personal, ne transformă, ne schimbă, schimbă în totalitate viața noastră, modul cum am trăit până atunci. Și asta este revelația care o primim. Cine este El? Cine este El? Dragilor, vreau să vă pun o întrebare. Tu cel care mă urmărești acum, te întreabă Iisus Hristos, dar tu cine spui că sunt? Pentru că de această întrebare atârnă viața ta, atârnă chiar veșnicia ta. Tu cine spui că sunt? Și Dumnezeu nu așteaptă un răspuns corect. Da, noi am învățat multe răspunsuri corecte. Când suntem întrebați, deja avem răspunsurile noastre care le știm în orice moment. Da, sigur, tu ești Iisus, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar nu este un adevăr care ne-a mișcat ființa noastră, care îl avem înăuntru și în adâncul ființei noastre. Cine sunt eu pentru tine? Cine sunt eu pentru tine? Lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să-ți descopere cine este Hristos, cine este Dumnezeu. Pentru că numai revelația care o primești cu privire la El, să-L cunoști pe El, te va schimba cu adevărat. Îți va schimba modul în care te închini, modul în care trăiești, modul în care îți vei trăi de acum încolo viața. De această revelație depinde chiar veșnicia ta. Cine este El? Cine este El pentru tine? Mă duc cu gândul acum în Apocalipsa, în capitolul 4, în capitolul 5, unde ni se redă o scenă și Ioan ne aduce înaintea noastră o scenă din ceruri. Și în capitolul 4 spune, am văzut o ușă deschisă și o voce care mi-a spus, vino și vezi, vino și vezi. Și această invitație ne-o face Dumnezeu acum fiecăruia dintre noi, vino și vezi, vino și vezi. Vreau să-ți arăt cine sunt eu. Vino și vezi. Ieși din boxul tău, ieși din cutia în care ți-ai format-o. Tu știi deja cine-i Dumnezeu. Tu știi deja, cunoști foarte multe lucruri. Tu deja ți-ai făcut legătura între toate lucrurile. Tu știi cine este Dumnezeu. Tu știi cine este Iisus Hristos. Tu nu mai poți primi o revelație nouă. Tu deja știi. Dar Iisus, Dumnezeu, te cheamă, vino și vezi, vino și vezi, vino și vezi. Dumnezeu vrea să ne arate, dragă biserică, Dumnezeu vrea să ne reveleze cine este El. Și Dumnezeu ne întreabă, mă cunoști tu? Știi cine sunt? Cine spui tu că sunt? Ți-am deschis o ușă, vino, te invit, vino și vezi, vino și vezi. Și spune Ioan, am fost dus în Duhul, imediat am fost dus în Duhul și am văzut un tron
am văzut un tron și în mijlocul lui și pe tronul acesta stătea cineva. Și de jur împrejurul tronului erau făpturi vii, erau 24 de bătrâni. Pentru că totul este până la urmă despre un tron și despre cineva care stă pe tron. Vino și vezi. Vreau să-ți descoper cine sunt. Și vede Ioan cele patru făpturi vii și zice că erau îmbrăcate cu ochi pe dinapoi, pe dinainte, pe dinăuntru. Erau numai ochi. Pentru că Dumnezeu vrea să ne dea ochi ca să-L vedem. Din orice poziție ne-am uitat, să-L vedem, să vedem pe El, să-L descoperim pe El. Și spune că aceste patru făpturi vii, scrie cuvântul lui Dumnezeu că zi și noapte, fără încetare. Și imaginați-vă lucrul acesta. Zi și noapte, fără încetare, spuneau neîncetat, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Sfânt este Domnul, Sfânt este Domnul. Și fiecare din acest cuvânt, nu că n-aveau altceva ce să spună, fiecare din acest cuvânt era diferit. Fiecare din acest cuvânt era o revelație nouă. Îmi imaginez tronul lui Dumnezeu pe care stă El și cele patru făpturi vii, pline de ochi, de jur împrejurul tronului, uitându-se la cel de pe tron, zică Sfânt, 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 Sfânt este Domnul, Sfânt este Domnul. Pentru că de fiecare dată când priveau, descopereau și Dumnezeu se descoperea într-un mod nou. Erau uimiți. De fapt, cuvântul Sfânt, eu imaginez că aceste făpturi vii spuneau ca o uimire. Dacă pot să spun, wow, 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 erau uimiți neîncetat de ceea ce vedeau și de descoperirea lui Dumnezeu care era înaintea lor. Această invitație ne-o face Dumnezeu, dragilor, pentru că Dumnezeu vrea să restaureze. Dumnezeu vrea să restaureze uimirea bisericii față de El. Dumnezeu vrea să restaureze imaginea care o are biserica despre El. Dumnezeu vrea să restaureze, să restaureze măreția lui Hristos în ochii bisericii din nou. Dumnezeu vrea să restaureze modul cum îl vedem. Și Dumnezeu ne pune întrebare din nou. Cine spui tu că sunt? Cine este El? Cine este El? În momentele următoare vreau să invit și grupul aici pentru că mă apropii de final. Dar vreau să ne lăsăm provocați de această întrebare și de această invitație care ne face Dumnezeu și de ușa care ne-a deschis-o. Pentru că El vrea să deschidă ochii bisericii din nou, să vindece ochii bisericii din nou, ca biserica să-și recapete uimirea, să-și recapete reverența, fascinația față de Dumnezeu. Dragilor, Cel cu care avem de-a face este necuprins. Este dincolo de limitele logicii noastre. Este dincolo de ce putem noi concepe. Și acest Dumnezeu necuprins s-a smerit, s-a plecat, a luat un chip de om, ca și noi. Dumnezeu, omul, Iisus Hristos, care acum este la dreapta Tatălui, și mijlocește pentru fiecare dintre noi și vrea în această zi să ni se descopere într-un mod nou. Vrea să vindece ochii noștri,
să vindece ochii noștri cum îl privim. Dumnezeu vrea să vindece biserica de cancerul acesta al plictiselii, al indiferenței. Cum putem să stăm indiferenți înaintea Lui? De ce închinarea noastră se termină așa de repede? Și cred că închinarea noastră trebuie să înceapă să izvorească din revelația care o primim. Ca și cele patru făpturi vii care repetă același cuvânt, mii de ani, același cuvânt, în aceeași cameră, cu aceeași persoană în fața lor. Și nu este o plictiseală, ci fiecare sfânt este diferit. Pentru că Dumnezeu se revelează într-un mod nou și nou și nou, într-un mod infinit. Același Dumnezeu este Tatăl nostru. Dumnezeu vrea să-ți vindece ochii. Dumnezeu vrea să se atingă de ochii inimii tale, pentru ca să ți-i deschide, să ia ceața la o parte, să ia negura la o parte, să vezi clar cine este El. Dumnezeu vrea să restaureze uimirea. Dumnezeu vrea să restaureze fascinația bisericii. Și multe lucruri, viața va lua o altă întorsătură. Nu vom mai fi atrași de lucruri inferioare, mult inferioare. Vom putea să rămânem cu ochii noștri ațintiți spre El. Și vreau în momentele următoare să ne rugăm în modul acesta. Și acolo unde ești, te rog în modul cel mai serios, puneți aceste câteva momente deoparte și roagă-te împreună cu noi. Pentru că chiar cred că Dumnezeu vrea să-ți restaureze ochii tăi, ochii inimii, că felul cum vezi tu și felul cum îl vezi pe Dumnezeu este de importanță enormă. De felul cum îl vezi tu depinde viața cum o să treci de acum înainte. De felul cum îl vezi pe El depinde chiar veșnicia ta. Dumnezeu vrea să restaureze ochii inimii noastre. Haideți să stăm câteva momente înaintea lui Dumnezeu și vreau să ne rugăm pentru asta. Și cred că Dumnezeu, prin Duhul lui cel Sfânt, acolo unde ne aflăm, poate să vindece ochii noștri, poate să aducă restaurare modului cum vedem, să ne se ia ceața la o parte, să ne se ia negura la o parte, să vedem clar, să-L vedem pe Domnul înaintea noastră, așa cum este El. Pentru că El dorește ca în fiecare zi să ni se arate într-un mod nou. Pentru că revelația Lui este sursa vieții noastre. Revelația Lui este sursa vieții noastre. În momentul când ne luăm ochii de la El, începem să fim captivați de lucruri, de persoane, de voci mult mai inferioare. Dumnezeu vrea să ne aducă privirea din nou înspre El. Vino și vezi. Vino și vezi. Vino și tu și vezi. Vreau în aceste momente, acolo unde ne aflăm și poate și noi aici, haideți să ne punem mâna noastră peste ochi, peste ochii noștri și să facem o rugăciune înaintea Domnului. Într-un mod simbolic, punem mâna noastră peste ochii noștri și cerem ca Duhul lui cel Sfânt să vindece ochii noștri, să vindece ochii inimii noastre, ca să-L vedem pe El așa cum este. Duhule Sfinte, în aceste momente, atinge-te de ochii noștri. Atinge-te de ochii noștri. O, Iisus, Cel care ai ochii ca para focului, vrem să lăsăm ca acest foc din ochii Tăi, Doamne, să pătrundă în ochii noștri, ca să topească orice impuritate, să dea la o parte, Doamne, eliberează-ne, Doamne Iisuse, de orice impuritate din ochii noștri. Doamne, ne-am oprit ochii spre lucruri mult mai inferioare.
Dar, Doamne, cerem acum eliberare, Doamne, peste ochii noștri. Renunțăm să ne mai uităm la lucruri inferioare. Vrem să ne ațintim privirele spre Tine acum. Și să ne lăsăm uimiți de cine ești Tu, de măreția Ta. Doamne, mă rog, atinge-Te de ochii noștri. Atinge-Te de ochii noștri, Duhule Sfinte. Vindecă ochii noștri. Pune, Doamne, balsamul Tău de vindecare peste ochii noștri. Dă-ne, Doamne, o percepție nouă. Dă-ne un fel nou de gândire. Descoperă-ne, Doamne. Lasă un duh de revelație peste noi. Lasă un duh de descoperire, un duh de înțelepciune peste noi. Ca să Te vedem așa cum ești. Doamne, dacă sunt legături, mă rog în numele Lui Iisus Hristos, Doamne, ca Tu să rupi și focul din ochii Tăi să topească orice legătură. Vrem, Doamne, ca privirea noastră să o îndreptăm numai spre Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că și Tu vrei să Te revelezi într-un mod nou. Doamne, mă rog și pentru cei care ne urmăresc acum și pentru cei care încă nu Te-au primit ca Domn și Mântuitor, încă nu știu cine ești. Mă rog, în aceste momente vorbește-le, Doamne, că Cel care ești necuprins, Te-ai smerit, Te-ai făcut om, pentru ca să iei de mână și să-i aduci din moarte la viață, ca să le dai înainte o viață glorioasă, o viață petrecută într-o relație cu Tine, într-o relație în care Tu vrei să Te descoperi tot timpul nou și proaspăt. Tu ești viața. Tu ești viața veșnică. De aceea, Doamne, mă rog, restaurează, Doamne, vederea, restaurează ochii, restaurează privirea bisericii Tale. Dă-ne un mod nou de a vedea. Vrem să Te vedem așa cum ești. Atinge-Te de ochii noștri, Doamne. Îți mulțumesc, Duhule Sfinte. Și ne lăsăm acum inima noastră, ochii inimii noastre, atinși de Tine, Doamne. Și da, ne punem deoparte. Sfințește ochii noștri să fie puși deoparte numai pentru Tine. Privirea noastră să fie numai înspre Tine, Doamne. Credem că și Tu faci asta prin Duhul Tău cel Sfânt, Iisus. Aleluia! Aleluia! Și da,
viață nouă, Doamne, te voi lăuda cât voi trăi și-o veșnicie. Când văd crucea, văd libertatea, văd mormânt